Numele meu este Ana Maria Faur. Împărtășesc aceeași pasiune cu cea a Alexandrei și mă bucur că suntem mai multe. Aș vrea să vă prezint câțiva pași care ne ajută în restabilirea și menținerea sănătății, dar nu îi voi putea detalia din cauza timpului foarte scurt. Și așa că doar o să enumăr și mă voi baza doar pe unul dintre ei. Un prim pas care ne ajută în restabilirea și menținerea sănătății este hidratarea. Este foarte important să ne hidratăm și voi reveni. 2. Deparazitarea. Purificarea organismului sau detoxifiere. Acum este la modă, se vorbește foarte mult de importanța detoxifierii. Ce înseamnă o detoxifiere corectă, poate vom vorbi o altă dată. 4. Nutriția. Și 5. Protecția. Să mă axez foarte mult astăzi pe hidratare. Acum, cu siguranță știți cât la sută suntem apă. Cine poate să-mi spună? 70%. Ar fi normal, logic, de aici să concludem că sănătatea noastră depinde 70% de cantitatea, dar și de calitatea apei pe care o bem? Da? Mă bucur. Acum aș vrea un voluntar, dacă poate să-mi spună câte kilograme are. Te rog, îmi poți spune câte kilograme ai? 55 de kilograme. Avem și matematicieni să-mi calculeze 70% din 55? 30 și probabil 30 și... aproape 4. Deci, cum te cheamă? Scuze, cum te cheamă? Ramona. Te-ai gândit vreodată că ai 38,5 litri de apă? Da, să sunt cam mai mult. Se poate. Astfel de calcule puteți face fiecare individual în funcție de greutate. De asemenea, este foarte important, astăzi ni se spune la televizor a se consuma 2 litri de lichide pe zi. Iarăși, acest termen lichide este foarte controversat. Unii spun lichide, alții spun apă. Există și un calcul, astfel că putem vedea, putem afla câtă apă trebuie să bem, pentru că nu toți trebuie să bem 2 litri de apă. Sunteți de acord? Da? Și se calculează în felul următor. 30 de mililitri de apă la 1 kg din masa corpului. Deci Ramona ar avea nevoie de în jur de, să zic, 1,6 sau 7, da? Litri de apă pe zi în condiții normale. Dacă persoana este bolnavă, de multe ori apa se dublează. Dacă persoana este într-o cură de detoxifiere, la fel. Dacă persoana, eu știu, face sport și mai mult, se dublează, se triplează. Acum aș vrea să vă vorbesc un pic de importanța echilibrului acidobazic, adică acid-alcalin, ceea ce menționa un pic și Alexandra mai devreme. La naștere ne naștem cu 80% alcalinitate și 20% aciditate. Acum, cu siguranță știți care sunt elementele acide din organismul nostru. Sucul gastric, eliminările de pe piele și urina. Acestea ne constituie 20%. Astfel că restul lichidelor, cum ar fi salivă, limfă, sânge și așa mai departe, ele sunt slab alcaline, adică un pH peste 7. Să zicem că aceasta ar fi scara pH-ului, se măsoară de la 0 la 14, 7 fiind neutru, tot ce este sub 7 este acid, urina este 5,5 pH și tot ce este peste 7 este alcalin. Dacă vreți să spun așa, viața noastră interioară se învârte în acest parametru între 7 și 8. Sângele este între 7,35 și 7,43, mă refer la pH. Acum, este foarte interesant aici, dacă sângele nostru scade la 7,1, persoana intră în comă. Dacă scade la 6,9, persoana moare.
și aș vrea să vă dau un exemplu ca să vedeți importanța acidității în organism. Băuturile carbogazoase, să iau Coca-Cola de exemplu, că este o băutură la îndemână. Coca-Cola are o aciditate de 2,3 pH. Acum, spuneți-mi, credeți că dacă o persoană consumă, să zicem, o jumătate de litru de Coca-Cola cu o astfel de aciditate, ar fi normal să-mi influențeze pH-ul sângelui? Da. Ar fi normal. Din fericire, să zic așa, corpul nostru nu-i scade aciditatea corpului nostru, însă ce face el? Se luptă foarte mult pentru a neutraliza acea aciditate consumând din resursele interioare, care sunt alcaline, și anume ia magneziu din mușchi, calciu din oase și așa mai departe, consumă foarte multă energie, astfel că să mi se neutralizeze această aciditate, pentru că v-am zis, dacă zi de zi să zic că beau Coca, o persoană bea Coca-Cola, da? Eu nu beau. Și acesteia iar scădea sângele, uitați care ar fi rezultatul. De ce este foarte important să ne menținem alcalinitatea în organism, pentru că suntem 70% apă, ne naștem cu 80% alcalinitate, este important ca partea majoritară de alcalinitate să ne vină prin apa pe care noi o bem. O apă care să fie din punct de vedere biologic activă, să fie pură, o apă care să dispună de anumiți parametri, o apă alcalină. O apă cu un pH peste 7, bineînțeles, slab alcalină. Atât am vrut să vă spun, nu vreau să vă dau multe detalii. Pentru cei care sunteți interesați de subiect, vă stau la dispoziție. Sunt foarte multe detalii de spus, poate cu o altă dată voi mai relua, voi mai veni cu informații. Vă mulțumesc!